Lucrările de construcție ale noului stadion din municipiul Târgu Jiu vor debuta abia de săptămâna viitoare. În aceste zile, constructorul a luat legătura cu câteva societăți din municipiu pentru aprovizionarea cu materiale de construcții. Ieri constructorul cu proiectantul și-au făcut partea de trasaje, am înțeles că deja și este un lucru îmbucurător pentru noi Târgu Jiu, pentru că a început să contacteze pe plan local diferiți furnizori de materiale mână de lucru, închierea de contracte se ia în subantepriză, deci este bine că parte din lucrări se fac cu cei de pe plan local, inclusiv partea de materiale. Conform autorităților locale s-a înregistrat o ușoară întârziere datorită cadastrării unor suprafețe și efectuării a altor măsurători. Până s-au lămurit zonele de proprietate care au fost ale Ministerului Tineretului, documentele au fost făcute, au mai fost probleme de cadastru pentru că Ministerul nu a avut cadastrate toate suprafețele, noi am avut obligația să finalizăm terenurile de tenis. La ora actuală sunt acele terenuri de tenis făcute de către primărie ca sportivii să poată să desfășoare în continuare activitatea. Probabil această întârziere poate fi recuperată prin seriozitate în ceea ce privește execuția. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 13 milioane de euro. Stadionul va avea două tribune principale cu o capacitate totală de peste 12.000 de locuri, urmând a fi prevăzut cu toate instalațiile, inclusiv una de nocturnă.